Chișinău. Cum? M-a spus plutonier? Bunescu. Bunescu. Plutonier Bunescu. Da, da, da. Ne spuneți cei care sunt indiciile temeinice că am comis? Ați participat la o acțiune de protest neautorizată. Așa? Neautorizată? Așa? Chiar în cazul în care veți apărea pe imagine, ați participat. Există posibilitatea să fiți sancționat. Asta va rămâne la decizia noastră, dacă vă sancționați sau nu. Păi nu, dar nu asta să spuneți acum, nu când... Acum spuneți, stați puțin să mă așez că n-am așa. Eu vă spun doar atât. Se face o verificare. Este regulă, nu? Se face o verificare, pentru că ați participat la această adunare publică. Iar în urma verificărilor imaginilor de la noi, de la angajatori, vom decide dacă veți fi sancționat sau nu. În funcție dacă vă regăsiți pe imagini, ok. Dacă nu, vă spuneți în documente editate. Eu n-am înțeles. Deci sunt aici unde are loc o adunare publică și dumneavoastră vă uitați pe imagini dacă am fost sau n-am fost, că m-ați derută. Mi se pare aberant, ce e total aberant. Atențiune, atențiune! Stimați cetățeni, vă rugăm să vă păstrați calmul. Respectați recomandările forțelor de ordine. Activitatea dumneavoastră contravine legii. Vă mulțumim! Da. Atențiune, atențiune! Stimați cetățeni, vă rugăm să vă păstrați calm. Respectați recomandările forțelor de ordine. Activitatea dumneavoastră contravine legii. Vă mulțumim! Bun. Păi nu, eu vă dau acte de identitate, dar spuneți-mi și mie acum care sunt indiciile că am săvârșit fapte, infracțiune sau contravenție, că de-aia vă spun. Avem, legea ne permite ca da. În timp de 6 luni de zile să stabilim dacă veți face sau nu. Păi nu dacă ați stabilit, dumneavoastră nu mă puteți legitima pe mine decât dacă aveți certitudine. Haideți să luăm puțin. Legea 550. Am săvârșit? Da. Care? Spuneți-mi și mie. Neautorizată. Neautorizată. Scrie în lege așa ceva. Puteți să scoateți legea și dacă scrie... Și dacă scrie... Și dacă scrie... Dacă scrie chestia asta, eu o mănânc în lege. Aveți aprobarea de la... Haideți... La aprobare? La ce? Să merg pe stradă? La aprobare? Primărie? Dar dumneavoastră a citit legea 550, legea 60? Da, sincer, nu, sincer, a citit legea 60 pe 1991, republicată în 2014. Asta e întrebarea, a citit legea 60 pentru că noi mergem pe plângeri penale acum. Dumneavoastră spuneți că ați citit, da? Ca să rămână pe filmare, că am luat la cunoștință faptul că dumneavoastră a citit legea 60. Că asta e întrebarea, sincer. Că despre asta îmi spuneți, da? Eu mă legitimez, nicio problemă. Nicio problemă, legitimat. Dumneavoastră refuzați să-mi spuneți care este infracțiunea sau contravenția pe care am făcut-o. Nu e infracțiune. Contravenția care? Neautorizată. Vă mulțumesc frumos. Aveți buletinul aici. Vă păstrați calmul. Respectați recomandările forțelor de ordine. Activitatea păi dacă nu sunt sancționat, e abuz în serviciu. Dacă nu mă sancționați, e abuz în serviciu, că m-ați legitimat fără să aveți dreptul. Dumneavoastră n-aveți voie să mă legitimați decât dacă există indicii temeinice că eu am săvârșit, săvârșesc sau voi săvârși o faptă care e contravenție sau infracțiune. Așa scrie. Am săvârșit contravenție. Păi și nu mă amendați? Pe contravenție dumneavoastră a spus că este participare la adunare publică neautorizată. Da? Bun. Deci, asta dumneavoastră veți spune în procesul verbal, da? Că asta e ce mi-ați comunicat mie. Dacă scrieți altceva, este fals în acte publice, uz de fals. Și asta este. Asta este. Deci, bun. Asta e situația.